Jucătorii craiovenii strâng din dinți și se pregătesc pentru o confruntare istorică. Cele două universități se vor lupta pentru promovare în Liga 1, chiar pe stadionul Ion Oblemenco, sâmbătă într-un meci care îi ține pe Olteni cu sufletul la gură. FC Universitatea joacă pe arena centrală din Bănie după 2 ani și jumătate, iar băieții lui Napoli sunt convinși că vor beneficia de suportul publicului. Sper să fie cât mai multă lume să ne încurajeze. Sper să fie stadionul arhiplin, așa cum știu eu că vin sportivi să ne încurajeze pe noi. Și să facem un joc cât mai bun, să le demonstrăm că suntem mai buni ca ei și merităm să jucăm în prima divizie. Sper să reușim să facem un joc bun și să câștigăm, pentru că în ultimele meciuri n-am reușit să câștigăm, în ultimele 3-4 meciuri, și avem nevoie de puncte și de victorie în meciul ăsta. În replică, cei de la CSE spun că vor învinge și vor cuceri tribunele prin jocul prestat. Nu știu cu cine va ține, vom vedea, sper să nu aibă dreptate și după meci, chiar dacă o să fie mai mulți cu FCU, eu cred că dacă noi o să avem un joc bun și o să ieșim învingători din acest duel, o să se împartă. Suporterii vor ține cu echipa care va juca mai bine și va reuși să câștige. Acum rămâne de văzut. Oricum, cu oricare echipă ar ține, cred că o să fie un spectacol foarte frumos în tribune și ne dorim din tot sufletul să nu fie niciun fel de incidente, pentru că acum Craiova are nevoie de fotbal. Cele două echipe vor da piept pe Ion Oblemenco sâmbătă de la ora 16:00.